1940, eu aveam 7 ani. Eu m-am născut la Zagreb, județul Sălaș. Acolo taică meu era jurist la primăria orașului. În iulie 1940, la Viena a avut loc o manifestare de revizuire a granițelor, mai ales cele din partea de răsărit a fostului Imperiu Austro-Ungar. Trupele care au venit au avut un comportament pe care eu nu pot califica. De fapt, nu soldații de rând, pentru că ei erau la ordinul unor ofițeri, dar era în armata secretă, respectiv acei securiști, să le zic așa, ca să folosesc termenul, care vreau să se răzbune cu orice preț. Ea nu știa nimic, era total lipsită de informație, era destul de bulversată, pentru că știa că trebuie să părăsim orașul și să lăsăm toate bunurile. Nu s-a întâmplat lucrul acesta imediat. Au fost de mai multe ori, de vreo 2 sau 3 ori, și la un moment dat au venit foarte hotărâți să-i reproșeze lui mama că de ce câinele poartă denumirea de Horthy și pisica de Hitler. Adică o invenție a lor. Și i-au împușcat pe ambele animale. Ăsta a fost primul contact pe care noi în familie l-am simțit. Pe mine m-au afectat psihic. N-aveam nicio putere. În 1940, când ne-am refugiat, că asta a fost consecința, a trebuit să plecăm din spațiul cedat. A mai fost un eveniment total neplăcut. Taică mi-a fost arestat, n-am știut de el, l-au arestat. Îi spuneau Armata Salvării. Noi ne-am dus la Cluj, am venit la bunicii, locuiau la Cluj, din partea lui mama. Și am făcut toate demersurile ca să putem să trecem în România. Acolo, pe feria, dacă nu știți Clujul, dar e un acolo, care sparte de rest, pe feria, care duce spre Turda. Acum e o fuzea, dar în America mai e așa ceva. Acolo era granița. Și știu că am obținut permisiunea de a părăsi teritoriul ocupat în septembrie. Și în septembrie, 14 septembrie, exact de ziua crucii, dacă cunoașteți calendarul creștin, ploua mărunt, am luat o birjă, am luat mama o birjă și o valiză cu actele noastre și am urcat pe dealul Feneacului, cum se numea, și cum se numește și asta. Acolo acum sunt de construcții, nu? Mai e ce-a fost. Am ajuns la pichetul maghiar, unde au zis, da, dezbrăcați-vă. Adică, cum să ne dezbrăcați? Păi zice, puță e rău, adică în pielea roadă. Și de ce? Păi să vedem dacă nu duceți ceva valori, ceva chestii solide. Ne-au luat hainele și ne-au trimis că putem pleca. Voi, goluți. Știu că sora mea atunci, după ce am ieșit din bariera care despărțea zona maghiară, s-a uitat la mama, așa s-a oprit, zice, mama, acum putem gânda, trăiască regele. Și avea 5 ani. Am fost foarte emoționați. Armata română, deci grănicerii ne așteptau cu pături că au mai păzit cu alții. A fost groaznic. Credeți-mă, vă rog, mi-e greu să spun asta.
4 clase primare le-am făcut în 10 localități. Taică meu, fiind ofițer jurist, se muta de la unitate la alta, așa, pe ne ducea cu el, că doamne, unde să rămânem? Că armata asigura locuință și celelalte, altfel nu. Și știu că la un moment dat am ajuns la Sirene, în Bucovina. Dacă știți, bun. Și printre altele, a fost un exercițiu care trebuia să ajungă la Cernăuți. Și a trecut prin localitatea Biserica Albă. Nu știu dacă ați auzit de ea sau nu. Acolo, în 1940, rușii, comuniștii ruși, au omorât 4.800 de români. I-au împușcat într-o pădure. Le-a dat voie să plece din zona ocupată, dar i-au așteptat în pădure acolo și zobia. Vă dați seama? Nu unul, doi, 4.000. Și mulți erau cu soții, cu copii, cu de toate. Astea se încălză bine, războiul despre care nu se prea discută. Am scăpat. După cum am scăpat, când a fost bombardamentul acela american și ne veneam înspre Transylvania, pentru că s-a rupt frontul și a plecat de acolo și la Ploiești a început bombardamentul. Ne-au scos din tren, că eram cu trenul, ne-au dus undeva ăsta. Când am venit înapoi, n-am mai găsit nimic. Eu știu că eram în niște chiloței și un maieu, că era cald, era preziua de Paști a fost. Și am rămas fără nimic. Și atunci ne-au dus la Crucea Roșie și ne-au dat alte haine. Astea sunt întâmplările frumosului anului.